Veselovski și compania spunea de falul înainte acestei partide. E momentul faptelor, nu a vorbelor. Trebuie să trecem peste ceea ce înseamnă antrenorul Adi Falub. E momentul ca toți să acționăm. Iată o pasă pentru Mengolo! Mengolo! A doua mare ocazie! S-au și accidentat cei doi. Iată încă o dată pasa lui Cepelini. Mengolo a sprintat acolo, însă reluarea acestuia s-a dus pe lângă poarta lui Matache. Cel mai periculos jucător al Universității, Justin Mengolo, rămas căzut la pământ după... cu o fază care se anunță a fi periculoasă. Mengolo, Mengolo, bară, gol! Autogolul lui Crețu aduce egalarea pe stadionul din Mediaș la o fază în care Mengolo lovise bara, mingea recoșat în fundașul dreapta de la Tidulca și aruncate cu sonul de nervi. Iată aici pasa, îl scapă din marcaj Buzean pe Mengolo. Mingea ajunge în piciorul lui Crețu, care își trimite mingea în proprie poartă, 1-1. În meciurile de pe acest teren din ultimele două sezoane, de fiecare dată... S-a dublei! 4 contra 3! Întârzie însă mult aici Gravenberg, schimbă jocul, ocazie pentru Cluj, bară! Ce șut are Mengolo! Excelentă execuția, însă bara l-a salvat de data aceasta pe Pesania. Frumoasă execuție cu efect. Mengolo în fața primului său gol. Făcea o figură frumoasă, marca 3 goluri pentru echipa din Moldova. Mengolo nu trage, își pune mingea jos, vine acum un șut puternic! Iacob cu un reflex de zile mare reușește să respingă în corner. A fost un șut puternic al lui Lungu, după o pasă precisă. I-a pus mingea pe tavă acolo Mengolo, lui Lungu, cel care a tras cu stâng. Pe marginea terenului, fotbaliștii săi parcă nu răspund. Așa vine la comenzi și gol! Gol al Universității Cluj, Mengolo reușește să deschidă și mascat veteranul din poarta viitorului. Și măcar pentru acești suporteri care au făcut deplasarea la Chiajna, cei de la Universitatea Cluj merită să înscrie un gol. Ce reușită a lui Mengolo! Un gol care merită revăzut. Iată, simplu, repunere de la margine. Mitrea nu trimite cu capul decât până la Mengolo. Acesta își așează mingea și șutează foarte puternic din drop la colțul scurt, bară gol. Și este 1-0 pentru Universitatea Cluj, al patrulea gol al lui Mengolo în acest sezon. A locul în această postură. Susici greșește intervenția, îi așează mingea lui Mengolo, care se lansează către poarta adversă. Mengolo! Intervenție senzațională. Ca acea minge nu va prinde cadrul porții. Iată-l acum pe Mengolo. Centrarea lui Butajin, bară și 1-0. Iată primul atac, o pasă în stânga pentru Mengolo. Urcă acesta în careu, camerunezul se cere penalti. Laoi însă nu a ratat punctul cu VAR. Încă o dată intrarea de mai devreme a lui... Iese excelent Nuno Viveiros, pasă pe culoare pentru Mengolo, Mengolo singur cu Calancea, Mengolo este faultat și să vedem decizia lui Adrian Comănescu. În mod normal ar trebui să fie penalti și cartonaj roșu, aceasta este decizia pe care o așteptam. Era ultimul jucător al Ceahlăului, portarul Calancea, și l-a faultat pe Mengolo. Însă am senzația că nu este penalti, Adrian Comănescu s-a oprit în marginea careului. Pierde mingea Onciu în duel cu Cristocea și din nou Mengolo sprintează către acest balon, reușește să scape. Mengolo se uită către Lemnaru, nu-i pasează, șutează, gol! Justin Junior Mengolo duce scorul. Însă că mai avem o repriză din acest meci, după atitudinea jucătorilor nemțeni, însă nu știu dacă vor putea să revină în această partidă, mai ales că au un om în minus din minutul 23. Încă o dată dribla, a păcălit pe Iovici. Nu, Petar Jovanović, cel care centrează, mingea ajunge la Mengolo, a ratat intervenția Gorea. Mengolo din nou simulează și șut, gol!
Da, asta doreau cei de la Cluj. Încă un gol până în pauză. Bojan Jovic. Cei de la Universitatea Cluj marchează golul al treilea. Florin Marin a ieșit nervos la marginea terenului și a strigat către elevii săi. Golubović, parat de Panagopoulos. Prima ocazie pentru cei de la CSM Iași. Este oprit aici prin faul. Iovi Veiros pune mingea jos, îl vede sprintând pe Mengolo, îi trimite la întâlnire, i-a cerut Mengolo balonul, Mengolo trece cu capul și ocazie, gol! Triplă! De un cartonaș galben pentru că Mengolo nu și-a scos tricoul, își face cruce camerunezul, mulțumește divinității pentru... Susic și acum Paulinho este în careul CFR-ului, Mengolo, vine din spate Cristocea, Cristocea întoarce pentru Mengolo, e cu spatele la poartă și e cartonaș galben. Adversitatea rămâne în 10, e simulare, este, știi cum e, o simulare de manual. Dacă vrei să înveți... Am văzut puțin mai devreme în prim plan și pe Prepeliță, capitanul Stelei și de astăzi, o minge pentru Mengolo, e 1-1 cu Arlauskis, Mengolo! Camerunezul îl pune la grea încercare pe lituanian, iar Steaua scapă din nou cu fața curată. O nouă neatenție în defensiva Stelei. Ce pasă dă aici Neac pentru Mengolo. Mingea aterizează pe cap camerunezului, apoi șutul său cu stângul este trimis în corner de Arlauskis. Un răspuns. Cristi Munteanu mai departe la Croatul Sforț. Presigul lui Iorga, trebuie să fie atent stoporul Clujului. Pasează lui Emilian Dolha. Reagează ajutorul de 35 de ani, Mengolo are viteză bună, câștigă prin planul Mengolo, în careu, Mengolo, Mengolo, trage, Mengolo, gol! Golul Cluj, minutul 11, excelent Mengolo la această interesanți fotbaliști de la Universitatea, acest camerunez de 21 de ani, o pasă lungă, vedem, a lui Dolha, practic își trece în dreptul său un assist. Miron pierde duelul în viteză. Trimite... Anibal ia Proston Leon. Centra, Mengolo, Keisha Parigi, Ena, Ena, Stovetterole, de 6 metri, un portar care nu iese. Dă emoții coechipierilor din apărare. Iată-l pe Mengolo și gol înscris. Che fisologia che cura si annie di premi na riscari. Τώρα η Ομόνια προσπαθεί από τη μια να το κρατήσει. Να δούμε τον Μεγκόλο. Από πλάγια θα γυρίσει. 3-1 φοβερό μπόλο. Κάντουλ Πολωνές. Γκράβενμπεργκ. Γκράβενμπεργκ. Ο μίγκε εν διαγωνάλ πέντρου Μεγκολό. Κοντρόλ φρουμός. Αλβα. Cea mai clară victorie pe teren străin din istoria clubului clujean. Și se întâmplă aici pe acest stadion în etapa a 6-a, Ceahlăul Concordia Chiajna 2-0. Două goluri marcate de Panagopoulos. Fosta sa echipă Giatana Vodar tocmai s-a desfințat. Cele două clujenii și recuperează. Mengolo, Mengolo pleacă de unul singur, Mengolo trece de trei jucători. Am mai intrat în vederile antrenorului Costel Gâlcă, acesta spunea că nu era un jucător dorit de el. Să-l vedem pe Gravenberg care cade în careu și ar dă... Cu Panduri și viitorul, Mengolo, în fața sa este Milea, Mengolo trece de Milea, de unul singur. Mengolo mai încearcă un dribbling, o cursă fulminantă a lui Mengolo. Cristi Oros, deschidere către Pliațicas. Atent acolo, mușat. Și să vedem sprintul lui Mengolo. Camerunezul a trecut de un adversar, îl are în față pe Oros, îl pierde și pe fundașul Astrei. Mengolo, centrare pentru Lemnaru, în careu iese Silviu Lung Junior și reușește. Iar acesta din prima pentru Tamuz, e rândul Universității să atace. O fac acum o pasă care îl găsește pe Gravenberg, intră în careu, centrare. Cazul conduce pe tabelă cu scorul de 1-0. Centrare care îl caută pe Gravenberg. Holandezul intră în careu, trage cu stângul în brațele lui Bu. Încearcă să-i trimită lui Tănase mingea. Cred că l-a lovit pe Paul Pap. Și iar acum Mengolo trece ușor de la Toblevici. Se retrage foarte bine și sunt Mărtean. Mengolo. Terenului.
Mengolo. Trece Mengolo, urmează centrarea în careu. Și iată, are șansa relansării carierei. S-a pus la un moment dat problema de a Dobrescu să renunțe la fotbal. Iată pe Mengolo, centrare până la Andrei Lungu. Însă cu genii prin Peter Jovanovici, acum Mengolo, pătrunde în careu, Mengolo reușește să centreze. Comisia de apel. Depunere de la margine pentru Oaspeți, a bătut Mușat până la Mengolo, pasă bună pentru Cristocea. Centrare în careu, putea să șuteze Vasilică Cricearcă, să deschidă jocul în stânga, da, la Mengolo, am crezut că va trage la poartă. Mengolo în marginea careului, în fața lui este Laban pentru Cristocea, șutul care se lovește. Sa pe culoar, fanionul rămâne jos. Iată Mengolo, acestea sunt fazele care îi convin. Așteaptă Lemnaru centrarea, Kovaci! Din mingea în joc și iată-i, foarte arțăgoși, Mengolo pătrunde, centrare, însă e acolo Lazar. Deocamdată nu au contat oaspeții în atac. Un joc de așteptare făcut de elevii lui Ionuț Chiril. Acum Stoianovici în care o ocazie mare, gol! Fundașii brașoveni. Mengolo scapă acum cu fața spre poartă, centrarea lui Mengolo, de data aceasta mi s-a părut că s-a grăbit atacantul de la Ucluj. Trebuie să parcurs din ultimele 3 sezoane la jumătatea campionatului, locul 11. Mengolo reușește să câștige această minge, Mengolo. Finalul de mese anunța fi incendiar. Îl văd pe Loran Kovaci coborând undeva în linia defensivă după ieșirea lui. Și acum contraatac, din nou viteză bună lui Justin Mengolo, centrare pentru Butadini. De la retrogradare a studenților. Mengolo, lângă el îl are pe Moroi, reușește să descurcă. Fine centrarea care se va duce în pe picior și apoi cu plecare în atac, Mengolo s-a uitat în teren, l-a văzut pe Cepelini pe partea cealaltă și acolo trimite. O diagonală pentru Mengolo, mingea trimisă de Ninu. Ajunge Mengolo, încearcă un șut centru. Superioare ale Cupei Ligii a deplas. Nuno Viveiros îl întoarce pe Lază. A reproșat lui Mengolo de la Giurgiu Coastra. Să vedem această acțiune a lui Ucluj cu Cepelini pentru... De pe marginea terenului, fotbaliștii săi parcă nu răspund așa bine la comenzi și gol! Gol al Universității Cluj, Mengolo reușește să deschide. Match auto le bagi ndai bande bandeli match ya Leopard ana yango to yeko assister na match amical ezali ko beta ma awa na ville ya Mons esika bito moni ba kongole ba oti bipai na bipai Belgique mobimba pona yo soutenir l'équipe na bango ya RDC Leopard na faveur Leopard. Leopard toujours dans la balle. Leopard dans la balle. Ay wapi kama voka botaka eno. Voilà. Oh, oh là là.